Vă pup, dragii mei, de la umbră. Este vară, este foarte cald, dar noi ne-am ales locul potrivit ca să stăm așa la o șuietă, la o poveste, la un nu știu cum să zic, pentru că în ultima perioadă, dragilor, mi-a cerut atât de mulți în comenturi să vi-l aduc pe domnul Dan Mutu și pentru că eu fac fix ce vreți voi, domnul Dan Mutu este lângă noi și pentru mine este o mare onoare. Fără să par așa, nu știu, chiar v-am adus ca pe un înțelept, domnul Dan, pentru că la cei 75 de ani ai dumneavoastră, sunt sigur că vom avea foarte multe de învățat, pentru că ați trecut prin atâtea. Da. Și încă o dată vă mulțumesc din suflet că sunteți lângă noi, la fiță cu adiță și, nu știu, Doamne ajută. Doamne ajută, sănătate și... Înainte să încep, am remarcat pumnul ăsta de smardoi pe vechi și vreau să ne arătați un pic la cameră câte a trecut, că se vede. Pumnul ăsta a avut multe cruciade. Uite, dacă se observă și pe aici, numai danturi, adică cicatrice de la deci, dinți. Deci, astea sunt cicatrici da, de la dinți. De la dinți, da. Și spuneați dumneavoastră că aveți o problemă cu degetul cel mare sau nu? Spuneați nu, că, cu cel mic, da. Cu ăsta mic, da, a rămas așa. Deci a rămas așa. Da, dar e mișto când sunt matol, nu pierd sacoșa. Ah, ca pe cui. Păi, ca un cuier, înțelegi? E bine. Ce faceți, domnule? Cum sunteți? Bă, mișto, bine. Bine, deocamdată. Fizic impecabil? Da. Nu burtă, nu... Bine că sunt sănătos. Da. Asta contează. 75 de ani. 75 de ani. Fac în ianuarie, pe 22. Mulți înainte, domnule. Mersi la fel. Dar eu după ce trec 6 luni de zile, zic 75. Păi știți că e vorba aia, am plecat pe... Da. M-ai împlinit o vârstă, spui, am plecat pe următorul an. Exact. Bun, domnul Dan. Da. Începem fiță cu alții. Vreau să vă întreb și vreau să retrăim momentele când dumneavoastră erați tânăr și practic erau alte vremuri, erau alți oameni, altă lume. Și asta e chiar e prima întrebare. Pe vechi erau alți oameni, era altă lume? Când erați dumneavoastră tânăr? Acum 50 de ani? 60? Domne, știi ce se întâmplă? Era respect foarte mult. Adică din partea aia, mă uitam și zilele trecute. Erau niște oameni bătrâni pe bancă și au trecut niște copii de ăștia și ei stăteau cu picioarele pe bancă și cu fundul sus pe... Da, pe da, corect. Și oamenii ăștia în vârstă, băi băieți, vin alții și se așează și... Du-te, băi, boșorogule, bă, că... No. Ce e asta, mă, frate? Eu eram pe mai încolo, știi? Îi cunoșteam pe copuște ăștia. Și m-am dus, le-am dat cât un șut în curs, bă, dar n-aveți, mă, puțin rest. Stai, bre, ne-a dat, ne-a dat, zic. Unul și că te spun lui tata, ia vină mă cu taică tu, ia cheamă pe taică tu să vezi, dar numai când îi spui de mine să vezi că nu te bate și ăla. În fine, sunt obraznici, sunt, păi eu țin minte că dacă stau din 58, vedeți copaci ăștia de aici, eu i-am plantat, adică eu, școala noastră, că eram la Cearo Seti, și ne-a dus, copacii erau cam vreo 2 metri aveau și gropile erau făcute și noi îi puneam și îi udam și acum... Toți copacii ăștia care vedeți pe aici au cam 78 de ani. Deci dumneavoastră cam pe aici vă faceți veacul, ca să spun așa, aici sta ziua. Domne, acum? Da. Dar înainte mă duceam în oraș. Înainte eram abia aștept să luăm partea aia dinainte. Sigur că da. Înainte, da, mi-am făcut veacul aici. Ce se întâmplă? Eu m-am mutat cam la... În 58 aveam 8 ani. Da. M-am apucat de... Deci erați un copil rebel dumneavoastră? De mic ați fost rebel? Da. Știu că era singur la părinți. Da, am fost singur și datorită părinții mei au fost surdomuți. Asta n-am știut. Surdomuți a fost, de-aia îmi spun mie Dan Mutu, porecla. Au fost surdomuți, cam amândoi s-au dus în neființă și tata era șmecher. Era, știu că era ceva pe medicină era dentară. Era clinician dentist, da. Și făcea și stomatologie și extracții și nu știu ce, că el a învățat meserie de la un evreu. Dar v-a fost greu să creșteți cu doi părinți? Păi normal, îți dai seama, fiind copil, poate mi-era sete, mama îmi dădea să mănânc, adică nu... Dar pe parcurs m-am obișnuit, am început să vorbesc cu ei pe însemne și după mimica buzelor, înțelegi? Mamă, mi-e foame. Da. Și mă înțelegea. Ce se întâmplă? Tata avea mulți bani. Lucra și particular, înțelegi? Avea bani. Avea bani ca lumea. Și deci m-am apucat de fumat pe la 8 ani. Pe urmă, mai chiuleam de la școală, că așa era treaba. După aia, cam în clasa a patra, că m-a dat de la 6 ani la școală, în clasa a patra,
profesoara de muzică m-a lăsat corijen la, nu, a cincea, a patra, nu, clasa a patra, m-a lăsat corijen la, la muzică. Și atunci la muzică, dacă rămâi corijen sau la lucrări practice, rămâneai direct repetent. Serios? Da, nu se dădea corijență la astea două, rămâneai direct repetent. Și ce crezi că îmi vine și mie în minte? Am văzut Lupii la stână cu Alain Delon, filmul. Și el a făcut o spargere de asta și a tras un ciorap de la dămătase pe ochi și a făcut ca să nu fie recunoscut. Deci nu poți să crezi asta. Da, și eu m-am luat după el, mi-am tras un ciorap de ochi, pe cap, am așteptat-o pe băbuță, că era în vârstă profesoara de muzică, și a ieșit și, bă, i-am dat un pumn, a căzut baba, dar și-o tâmpit de nervii aia că eram copil, degeaba mi-am pus ciorapul ăla pe față, că i-am luat de la mama un ciorap de la dămătase. Și cu ciorapul pe față, ce crezi că îi spun lui baba? Mai lăsa repetent, adică am înjurat. E ca și cum te duci la furat și da, bă, adormi acolo. Mamă, și baba știu cine a dat. Am fugit, am rupt-o la fugă, mi-a făcut dosar și m-a trimis la școala de corecție. Bă, mamă, direct din clasa... Da, la 11 ani eu eram 19. La școala de corecție. La Alexandria. Era unul, țin minte, îl chema Coșoveanu, sectorist. Sectorist, era sectorist de cartier. Mi-a făcut dosar, pac, pac, pam. Și tata era capul familiei. Da. Tata, dacă semna tata și nu semna mama, nu, n-avea nicio valoare, tata. Da. Da. Și m-am dus, s-a judecat la tribunalul mare aici, pe Chiu Gârle. Aveam 11 ani și țin minte, era o președintă, brunetă, frumușică. Și zice... Tata e de acord? Da, tata, pac, a semnat imediat și m-am uitat la el așa cu o scârbă, știi, că tata, ce se întâmplă el, datorită că avea bani, înțelegi, datorită faptului că avea bani, își permitea să ducea pe terasă la Lido, după terasă la Lido să ducea Melodii Bar, îl cunoștea toată lumea, le făcuse dar. Era gulănuță. Da, era. Și venea acasă, șucăr cu mama, eu mă băgam între ei, îmi dădea și mie un șut în fund, înțelegi, mă arunca în pat. Iar săream la el, iar mai îmi dădea câte una și nu mă înghițea. A semnat. Și când am ieșit pe ușa de la tribuna, i-am dat și o flegmă în față la picioare și am rupt-o la fugă plângând. Țin minte că aveam 2 lei, mi-am luat după la Sfântul Gheorghe un pachet de 16 carpați și am fumat până aici, până în parc, le-am fumat pe toate. Că am luat-o pe jos, că n-am mai aveam bani, da, de tramvai, de mașină. Și... În fine, m-a trimis la școala de corecție. Am stat eu pe la capitală vreo 2 săptămâni până s-a format grupul, ne-a trimis la Alexandria. Mamă! Copil, mă, 11 ani. Ne-a trimis la Alexandria, ne-a repartizat la paturi. Era un hangar de la o hală de-aia plină cu paturi. 2 paturi, nu eram 3. 2 rânduri de patru. Când ați văzut acolo prima reacție? Mamă, când am văzut acolo, bine, erau și ăștia mai mari, îți dai seama. Și mai aveam, tirasem vreo 2-3 țigări, că nu te controlează, n-ai voie cu țigări, da. Băutură, țigări, nu. Cu perimetru, ca la pușcărie. Cu, deci, aveați cu doar 11 ani? Da, 11 ani. Incredibil. 11 ani și vreo 2 luni. Și mama își murgea părul din cap la tribunal, sărac. Mama n-a vrut să mă trimite. Acum eu mi-era și mie necaz, zic, bă, mă, s-a păghia, dacă avea și el doi băieți sau două fete... Deci dacă sau nu semna tatăl, nu vă duceați? Nu mă duceam la școală în corecție. Mamă, ce suflet! Dar cum, ce-o fi fost în sufletul lui să văd? Nu știu. Dar el tot timpul avea buletin, poza mea, să lăuda cu mine. Că uite, fii-miu, dar până interior nu știu ce... În fine. Mamă, pe la 4 dimineața... Nu, 4 jumate, așa, 5 fără un sfert, înviorare. Și înviorare, eu nu știam de înviorare. Mi-a apelul la... Da, dar îmi dăduse ăștia niște haine bunicele pentru mine. De unde, mă, că m-am trezit cu un bocanc 38, 1.42. Îmi schimbasem, ciordise ăștia astea. Alte haine, vai de mama mea, am ieșit acolo. În fine, am ieșit în chiloți, că ieșeai în chiloți la înviorare și... Bă, 45 de minute făceai înviorare. Mamă, frate, hai, la masă. După masă ne-a dat puțin voie, o jumătate de oră liber. Am aprins o țigară și vine unul în briz-brizuri, așa. Ce dă, mă, să fumezi și eu. Zic, lasă-mă, vezi, îți dă treaba ta. Bă, nu era tot ca mine așa, dar avea vreo 12-13 ani ăsta.
Atunci, prima dată, mi-am dat și o seama... Bine, eram drăcos așa, dar nu știam că omul cade din pumn. Și el, bă, tu și sunt eu, sunt Cecile Banditu. Zic, să fii sănătos, tată, dar nu-ți Cecile dau. Banditu. Așa zicea el, că porecla. Să fii sănătos, nu-ți dau să fumezi. Și m-a luat de urechi. M-am întors și într-o parte și când i-am dat și eu un pumn, dar l-am prins așa, uite, bă, că a căzut. Primul pumn la 11 ani, măcar. Da, da, stai să vezi altă treabă, că m-am dus, bă, tată, că nu știam, că am crezut că l-am omorât, înțelegi? Bă, scoală-te, bă. E, s-a sculat într-o mână, iar a căzut jos, în fine. Și de atunci mi-a rămas întimpărit să dau aici, înțelegi? În barbă. Da, mă. A zis noastră o vorbă că barba n-are mușchi, n-are mușchi, nu? Normal, n-are. Poți să ai 130 de kg. Cât ți-am pus eu de 120 de kg în cap? O grămadă. Și băi, frate, a văzut șmecherii pe acolo? Bine. Peste vreo 6 luni de zile m-a pus secretar de diviziune la anul întâi. Dar cât v-a ținut acolo? Păi m-a ținut, deci am stat de la 11 până la 13 ani jumate, 14 aproape. Deci 2 ani jumate pentru pumnul a dat la profesoara de muzică? De la profesoara de muzică, vai da. Vai de cap. Stai puțin, dar normal te țin ăștia până la 18 ani. A, așa eram. Da, dar... Adică practic stătea 7 ani ca și cum aș fi făcut crimă. Da, dar ce se întâmplă? Mi-a făcut tata recurs. Atunci eram cam... De la Alexandria m-a repartizat la Târgu Ogna. Mama mea! La Târgu Ogna era o directoare, țiu minte, Lungu Maria. Bă, avea o stâncă, când îți dea o palmă, te punea în cap. Da, și micuță de statură, da. Drăcoasă. Drăcoasă, da. Și de la Târgu Ogna m-a repartizat la Păltiniș, de Miercurea Ciuc. Foi de mamă, cap. Mamă, 38 de grade era iarna. Bă, când făceai pipi, de aici până aici era pipi, dar de aici până jos era țurțuri, da. Și m-a dus acolo și fac și o scrisoare lui tată. Zic, tată, noi am zis, dragă tată, zic, când mă elibera la 18 ani de zile, primul care te bat, pe tine te bat. Înțelegi? Tata de tărșeală mi-a făcut recurs la tribunalul de la Miercurea Ciuc, care e posibilitatea să mă întrețină. A venit aia de la protecția copilului, a văzut că are posibilități, a trimis că da. Și comandantul mi-a aprobat că eram, și acolo eram secretar de diviziune, aveam 600 de în subordine. Am fost și secretar de UTM la Târgu Ogna. De UTM, era UTM-ul, mâncați. Și aveam bilet de voie permanent, puteam să ies din școala corecție, mă ceam la UTM în oraș, înțelegi? În fine, multe treburi de-astea. Și am venit acasă. L-am luat pe tata, l-am pupat. Bă, mersi că... M-ai scos, da. Da, m-ai scos. Mi-a dat tata vreo 200 de lei, am venit aici sus, era braserie și era, țin minte, era unul Victor Monoru care, bă, când era mic ai naibii ăștia mai mari, te trăgeau de perciun, te lua de ureche, du-te, iau și mie o pachet de țigări, te duceai când aveai încotro, da. Deja aveați 13 ani jumate, aproape 14. 14, da, da, da. Eram drăcos acum, da. Nu mai, eram mitrase în sânge. Și zice, du-te, bă, și ia și mie o pachet de țigări. Băi, Victor, știi care e situația? Ăsta câți ani avea? Păi avea vreo 25, oho. 24, 23, cam așa. Zic, băi, Victor, ia-mi tu mie un pachet de țigări. Bă, s-a sculat în picioare. Bă, tu ești tu chiar așa de obraznic? Am făcut și eu un pas lateral. Când ia tu un croșeu, un barbă... Barba, mort, să țineți minte, barba. Mort, barba, bă, barba n-are mușchi pentru nimeni. Dar să dai. Să dai. Să dai cu temei, tată, nu cu... Că eu i-am spus, bă, nene, bă, dacă îți dau o sovietică, dracii te mănâncă. O sovietică? Stai, dracu, cu minte în banca ta. Jos, hă? Da, să-ți mai spun altă treabă la select, cu un caratist de ăsta. În fine. Mamă, toată braseria. Am plecat, mi-a văzut de treaba mea și s-a dus vestea, înțeles că se duce băi, vorba să... Băi, un copil, un puș de ăsta, drac. Da, mă, drac, drăcos al dracu, da. După aia m-a dus la Casa de Cultură la 30 decembrie aici. La 30 decembrie, eu auzisem de Cezar, de ăștia, era... Deja Cezar Nichita era... Păi dacă eu aveam... 14 ani, el e mai mare, e în 42, născut în februarie. Cu 8 ani. Cu 8 ani. Deja avea 22. Deci el avea 22. Deja era... 14 ani. Da, nu, era renumit în oraș, era... Drac. Păi eu n-am văzut om ca ăsta, mă. Ca Cezar Nichita. N-am văzut, băi, n-am văzut dacă, n-avea frică, mă, n-avea frică. El se ducea, dacă l-aștepta 5-5, el se ducea singur. Nenicul nostru, domnul Dan, da. O singură întrebare până să-mi povestiți de domnul de Cezar Nichita. Da. Ăștia 2 ani jumate pe care i-ați petrecut la școala de corecție, da.
cât de mult v-au format negativ, ca să zic așa? Adică... Că bănuiesc că lucruri bune, prea multe lucruri bune ați învățat acolo, din contră. Băi, Adiță, știi care e situația? Acolo intri amator și ești profesionist. Asta vreau să zic, exact. Ei intri amator și ești profesionist, înțelegi? Ați învățat tot, că, tot. Cum ați spus noastră, am ieșit calificat acolo, eram deja, nu mai eram. Degeaba spun ăștia că... Bă, nene, te educă, de unde? Scoară de reeducare, du-te bă de aici, a fost asta, era pe timpul comuniștilor. Bine, și acum tot așa este, stai liniștit că da. Tot așa. Te duci, de exemplu, că, nu știu, să zic că l-ai tăiat pe unul, te bagă la școala de corecție. E acolo înveți să și furi, să și spargi, să fii șpringar, să spargi case. Asta spun. Înveți de toate, înțelegi? Asta spun. Și reeducarea cred că e cel mai bine în sânul familiei, nu știu, sigur în mediul da. Tău. Nu... nu mă, părinții, dacă te iau da. De mic și știu să te, să te educe, să, adică să-ți dea o educație, dar dacă n-ai pe nimeni, n-ai, nu știu, normal că ești liber ca pasărea cerului. Și... asta vreau să-i da. Da. În fine. Da, așa, și mă scuzați că m-am întrebat paranteza și acum spuneați că v-ați dus la Casa de Cultură. La... M-am dus la Casa de Cultură și acolo m-am dus vreo 2-3 luni. Am mai dat că nu exista să nu te bați la Casa de Cultură. Nu exista. La Casa de Cultură mă împrietenise cu unul, Gigi Marinescu, care ăla era mai mare și ca Cezar. Renumit șmecher. Da, cumva știu. Mecanicul ăla de povestează noastră de el? Ăla, uh-huh. Șmecher cu carnet, înțelegi? Uh-huh. Și așa, el cu fratele lui, cu Costel Marinescu, l-au bătut pe Cezar în casă la Lefter, pe Calea Florească, stătea deci Lefter. Deci Cezar a mâncat și bătaie? Păi da, m-a mâncat bătaie, dar ce se întâmplă? A sărit amândoi pe el, înțelegi? Uh-huh. L-a luat cu șustă, nu știu ce, știa că e smardoi de meserie, dar n-a uitat nebunul, de câte ori îi vedea, și avea o voce de aia groasă. Când țipate... Ați dat în mine, numai când îl auzeai că vrăjește să... Să făcea pielea găină, da, sigur că... Te speria. Și... L-a bătut în casă la Lefter amândoi și, în fine, la Casa de Cultură m-am prietit cu... Că a văzut Gigi Marinescu, era, îți dai seama, dacă era Cezar cu 8 ani, ăsta era cu vreo 16 ani mai mare ca mine. Dar m-am văzut că am dat câțiva pump acolo, jos. Și zic, bă, copilul ăsta e bun. Da, bun, și asta, să-l iau lângă mine. Bă, m-a luat lângă el. Mă, nene, câteva luni de zile, dă-n ăla. Dar el nu mai dădea nimeni. A, deci v-a luat ca smardoi, ca unde avea nevoie, nu mai dădea el. Mă dureau pumnii, că... Deja cât aveți? Făcuseți aici? Făcusem vreo 15 ani, 15 ani jumate și mă băgase pe mine și pe Gigi Marinescu la Casa Cultură cu ordine. Aveam o banderolă roșie pe mână cu un alb. Să facem, adică noi făceam ordine acolo, fel de unde, da, noi făceam. De unde, era invers, da. Invers, da. Și ne și plătea. Ne dea 50 de lei joi, 50 de lei sâmbătă, 50 de lei duminică. Era pe chiar lângă palatul lui Gigi. Mhm. Palea Alexandru. Palea Alexandru, Casa Cultură, fost acolo, casa lui Malaxa. Aha, lui Malaxa, da. Era frumos, cu marmură, cu frumoasă casa de cultură. Da, dar domnul Dan, cu Marinescu ați început să faceți și bani, produceați? În perioada aia? Nu, că nu, măi nene, eu n-am fost... Adică ce aveați de câștigat, că îi băteați palții pentru el? Ce aveați de câștigat din tot păi asta? Păi nu-i băteam, dar erau și ei draci. Aha. Adică făceau niște mijmijuri și nu ne convenea, înțelegi? Dar eu dădeam, bă, ăla stătea pe bară, eu, pac, și mă dureau pumnii, știi, că te dor pumnii. Nu dai tot timpul în barbă, mai dai și în cap, și oasele capului sunt cele mai tari oasele da, corpului. Da. Și aveam tot timpul dreapta umflată, dar tot cu ea dădeam. Da. În fine. Ți-am spus că cu dreapta mă sui în autobuz. Cu stânga? Cu stânga, pardon. De stânga niciodată n-ați folosit-o? O singură dată la cosmonauților aici, dar tot a căzut. Domnul Dan, dar mai am o curiositate. Cu cuțit umblați? Sau nu era? Nu, cu nu cuțit niciodată. Umblu acum. Acum la bătrânețe. Că nu se știe. Nu, dar îl iau de sperietoare mai mult, da, înțelegi? Da. De atunci nu mai păpum. Nu mai păpum. N-am. Așa se făcea. Domne, se făcea oamenii, bărbații remarcați da, prin pum. Da, și era și cavalerist, ți-am spus. Da, era respectul ăla, da. Te băteai cu unul parte în parte. Îl băteai, să sculai ăla de jos, te pupa, hai bă, să bem o sticlă de vin. E incredibil, ce frumos. Da, era da. Frumos. Și nu era, nu mai rămânea, nu mai aveai dușmănie. Nu era dușmănie, hai că mă răzbumă, da. Nu. Și frățioare, cam la 15 ani și vreo 2-3 luni, tot la Casa Cultură, zice ăsta, Gigi zice, vezi că astăzi vine Cezar. Mamă, eu auzeam, dar de-abia deja era celebru, da, Cezar Nichita. Era Cezar acum în oraș, nu mă mișca nimeni. Și bine, în oraș și peste tot. Și a venit Cezar. A venit Cezar, frate.
Acum unul din Băneasa mă deranjează, nu știu ce, băi, vezi că ți-a intrat ciumegăreala în cap, bine mă, mi-am dat un croșel de dreaptă, mort. Mă. Cezar a văzut cu ochii, era, da, și îi spune, cine-i puștul ăsta, mă? Ce un puș de-al meu, care eu l-am crescut. Da, eu, da, vorba, da. Iar copilul meu. Da. Auzi, ia cheamă-l, mă, la bar. Era unul, Nea Ieremia în bar. Mă, și-mi trimite pe un, de-asta, un băiat la mine și, da, ne vezi că te cheamă Cezar. Mamă, când am auzit... Zic, și un pic de teamă, nu? O, păi ce teamă, zic, am dat un vreun prieten de-al lui, da, să vezi ce mă face ăsta varză. M-am dus la el. Să treci. Stai jos, mă. Mă, când am auzit ce voce are, zic, mă, m-am așezat. Câți ani ai, mă? 15 ani jumate. Bă, n-auzi. Mâine la 5 să vii la Perla, la bar. Am înțeles. Eu tot timpul îi spuneam lui Gigi, nu, îmi venea peste mână să-i spun Gigi. Bă, Gigi, că era mai mare cu 16 ani, 17 ani ca mine. Și zic, Nea Gigi. Bă, dacă te mai prind că spui Nea Gigi, te bat. Bine, bă, Gigi. Până la urmă mi-a intrat în reflexie, am spus Gigi. Mamă, n-am mai dormit în noaptea aia. Emoții, bucurie, că mă întâlnesc cu... M-am dus, ce? M-am dus la 5? La 4 jumate eram acolo, zic, să nu... Târzi, îl să pierd. Nu, da. A venit Alanul, mâncați așa, un plovăr de la roșu, așa... Era dat dracu de lămas așa. Și frumos el, nu? Și bărba bine. Ai vrei să ți-l arăt? Da, da, vreau după aia să ne arătați poze, da. Aveți poze cu el? Vreau să ne arătați, că astea sunt frumoase. Am și cu mine când eram tânăr. Vă rog, da, 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 da. Și poți să le bagi. Le punem, le punem. Da, și vă mulțumim. Aici. Da. Și mă duc acolo, era cu Gigi Marinescu la masă. Stai jos, mă. Mamă. Puștule, stai jos. Stai. Era niște tamburele de alea, mese de astea puțin mai mici ca astea. Ce bei? Ce bei și voi? Ei beau vin. Vin am băut cu ei ani de zile. Vin, dar beam câte... Ce, roze, alb, cum beau? Nu, alb. Alb, nu? Alb, șpriț. Da. Șprițan? Sec. Și șpriț? Șpriț, da. Mai mult de jumate vin, dar restul... Apă minerală. Sifon sau ce era? Da. Frumos, bă, frate, era pe terasă la Lidl, după terasă la Lidl. Și așa v-ați împrinit, din ziua aia ați rămas... Da, am rămas prieteni, adică mergeam zilnic, ne întâlneam la Perla. Perla era locul de întâlnire și de acolo mergeam. Până Melody Bar, până Atlantic Bar, Continental Bar, că erau trei baruri de noapte, de nemaipomenit. Cânta Gil Dobrică, Dan Spătaru. Dar pe familia Ceaușescu, pe membri, gen Nicușor sau ăștia, sau Serghei ați cunoscut? Pe ăștia i-am cunoscut pe patinoar. Aha. Și pe Serghei, al nostru? Serghei, bine, nu l-am cunoscut personal. Da. Că ei aveau gașca lor, care erau și securitatea în spate, că ei nu pleca fără securitate, niciunde, nici la munte, nici peste tot, trebuia să fie trei dai lor. Da, 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 da. Că părinții lor îi trimitea după ei. Dar ei avea gașca lor. Și venea la patinoar aici, Mizil, Nicușor, Ceaușescu. Măi, era Irina Bârlădeanu, nu Monica Bârlădeanu, o fată frumoasă, foc. Irina Bârlădeanu, țin eu minte, avea, atunci era motorită de-astea, Mobra, dar avea motorită șmecherită după în Italia, ce-i da, 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 frumoasă, belea. Băi, și era și frumușică, belea și... L-am trimis pe un vagabond ăsta să o dărâme cu pe patine, știi, să... Și a dărâmat-o ăsta și zice, Doamne, dar vă spun ceva, e unul care poate să aibă grijă de dumneavoastră, că mi-era drag de ea, că dar nu puteai să te apropii de ei, mă, frate, că n-aveai cum. Și ții minte, într-o seară, pe patinoar, Marian Cizmaru era unul care acum, bine, a plecat de mult în Australia, i-a dat un pumn lui Nicușor Ceaușescu și l-a pus lângă mantinelă. Dar nu știa cine e sau... Nu se știe țăranul, că stătea și cu mine pe scară la etajul 1, înțelegi? Eu stăteam la 3, la 1, pe Ceaicovski. Și a dat, avea o mână de cizmar, mână mare, Mariana, s-a dat un croșeu de aia, l-a pus lângă mantinelă. Bă, frate, vreo 3 săptămâni nu ai toată securitatea, îl căuta pe ăsta, mamă, pe Marian. Săracu, cred că... Și a spus Tasu, ce cautați voi? Duceți-mă, n-aveți muntele vostru, aveți cabanele voastre. Dacă sunt aia acolo, lăsați-i în pace, lăsați-i că-i brigada lor. Da. În fine, nu i-a făcut nimic, că nu l-a ghicit, dar vreau să spun ce am văzut, înțelegi? Și
Asta e deocamdată. Și pur, mă, și dacă cu asta, cu Irina, ați intrat cu ea în... Nu, n-aveam, dar îmi venea să plâng de oftică, n-aveam cum. Că eram și frumoșelosăt. În fine. Dar gagicar a fost? Și, aul, afemeiat. Afemeiat? Nenorocire. Nu ca Năstase, că el a avut cam 2000 de femei, am avut și eu vreo 250 până în 300, cred. Nenicul nostru a fost forță la 250. Da, ești nebun. Păi tot orașul, ce, am iertat ceva din oraș? N-a existat. Dar cum erau astea de oraș, fetele de oraș înainte? Bă, era de mai pombări, niște sufletiste, pe cuvânt de onoare. Da, îi vedea pe ăștia mărâți, îi băga la... Le lua mâncare, le băga la autoservire. Prin getava, agenda, da, le cinstea. Da, și le dădea și câte 200-300 de lei când plecau. Adică erau sufletiste. Înțeleg? Dar erau mai dulci, cum... Da, nu dur, ca astea, mă, în ziua de astăzi, că... Nici nu te bagă în seama astea, înțelegi? Te deci bagă în seama în momentul fost... când te întreabă câte carduri ai, cât ai pe card și pe urmă mai... Înainte nu erau așa disperate de bani, nu? Nu, erau mai... mă, nu, pe timpul ăla nu era, mă, frate, mă. Ce naibii, cu o friptură și o sticlă de vin erai boier. Nu, acum... Erau mult mai frumoase, din punctul nostru de vedere erau mai frumoase vremurile alea, nu? Sigur că da, mai frumoase și mai sigure, mai sigure. Păi, ce naibii, mă, du-te acum, păi eu seara, dacă vin după ora 1 noaptea, când par pe la patinoar, ocolesc parcul. Zic, mă, cine știe, te așteaptă ăștia cu o rangă de aia, îți dă una în cap, pentru ce? Să-ți iau un ceas de la mână și ce să... În fine, dar înainte mergeai, te întâlneai cu ei din 10 în 10 metri, că era și ăștia de la gaburii, adică milițienii, plus ăștia care făceau gărzi patriotice din fabrici, era după ei încă 3-4 inși în spate. Da. Nu, aveai siguranță. Nenicu, vreau să vă întreb despre o perioadă, un episod probabil pe care ați vrea să-l ștergeți din viața dumneavoastră, mă gândesc eu. Faza cu când l-ați lovit pe... Da, pe Ivan Victor, da. Da, și... Băi, frățiorule, uite care e situația. Băi, ia-i omului orice. Ia-i casa, ia-i copilul, ia-i nevasta, dar nu-i lua viața, nene. N-am vrut sub nicio formă și nici nu doresc niciodată în viața mea. Ce s-a întâmplat exact atunci? Mă, ce s-a întâmplat? Eu am băut, țin minte, la Ambasador. M-am dus la Andrei Gogoașe, era un prieten de-al meu, care era mecanic la Ciclop. Da. Sus acolo și în făcea... ce an era asta? Băi, frate, deci... Aveam eu... Mai aveam o săptămână și făceam 25 de ani. Deci în 75. Ianuarie, cam pe 15 ianuarie. 75. Da, 75. Înțelegi? Și... M-am dus la Ciclop prima dată și Andrei mai avea puțin de lucrat la o mașină, că erau ăștia arabi, ăștia cu mașini, cu pe timpul ăla, știi? Și iar de astea la șpagă, la grupa mare, Andrei Gogoașe ăsta și zice, Dane, du-te la Ambasador și comand o sticlă de vin și așteaptă-mă acolo. Da, exact. M-am dus acolo, mi-a luat o sticlă de vin, am băut, a venit și Andrei, a venit și orchestra, a început să cânte. A dat ăștia bani pentru Dan Mutu, cânta ăia, pac, pac. De acolo ne-am dus la Perlă. Deci erați un pic... O lasem, da. La Perlă, dă-i băutură, orchestra cânta pentru mine o grămadă. Băi, pe la 1 noaptea, Andrei plecase mai devreme. Băi, și erau... O vijelie afară și zic că mi-au un taxi și mă duc acasă. M-am uitat, am ieșit din Perla, în stația de taxi, niciun taxi. Bă, zic, ia stau și eu, m-am pus pe o balustradă de aia, nu plec de aici până nu vine taxi. Acum cine iese din Perla? Iese ăsta, cum îl cheamă, am uitat, Nea Cornel, camionarul, era... Vă știați între voi? E, cum? Dar era din Herăstrău ăsta. Bine, mai în vârstă, eu eram puște, aveam 25 de ani peste o săptămână. Probabil avea 40 dacă era deja Nea Cornel. Avea 40 și ceva, 50 de ani. Da. Și cu o doamnă după el și cu un bărbat, înțelegi? Da. Ce faci, Dănuțe? Zic, aștept, bă, taxiul, dar nu vine de vreo 10-15 minute. Zice, hai, mă, cu mine la Doina. Mamă. Să intrăm, chiar la intrare în Doina e o cabină telefonică acolo. Da. Zic, Nea Cornele, zic, vezi dacă e boghici acolo, vezi că mie nu-mi dă drumul înăuntru, că... La avem pe ale noastre. Sunt proscris. Da. Sunt trecut la lista neagră. Da, și da, blacklist.
Și băi, frate, nevasta plătea, vine Ivan Victor ăsta. Eu nu l-am băgat în seamă, nu știu, ce te ții, mă, după noi? Eu acum am crezut, m-am uitat în spate, credeam că se ține cineva după noi. Nu era nimeni, zic, cu cine vorbești? Aolo, am uitat să vă spun înainte că murise tata cu vreo două luni înainte, o lună, și eram decepționat familiar, adică eram la pământ, beam mai mult ca înainte, înțelegi? Eram distrus că murise Banca Națională, el era cu flota. Și ce se întâmplă? Ce te ții după noi? Mă uitam, nu era nimeni. Zic, cu cine vorbești, mă? Cu tine vorbesc, băi, bulangiule. Ma. Păi de ce nu zici așa? Și el stătea aici. Bordura la doina are vreo 30 de centimetri. Și stătea chiar pe bordură. Mamă, și aveam o supărare mine cu tata, cu nu știu ce, s-a acumulat toate. Bine, mă, dacă zici, nu, ai zice, ce ții după noi, mă? Da, m-ai ajutat și tu de mamă, de mămica mea care e surdomută. Bă, când i-am dat un croșeu în barbă, după bordura aia de 30 de centimetri, a făcut așa în cruce și când a căzut, deci a căzut direct cu creierul mic în stradă. Deci de la pumnul a murit? Da, dar n-a murit din cauza pumnului, din cauza căzăturii. Căzăturii, nu, da. Nu sunt eu Spartacus. Nu zic, de la pumnul ăla a căzut și aia a fost. A căzut, tată, a căzut așa, că acolo e piatră cubică, dar nu, e piatră cubică aliniată, nu e cu dâmburi. Dar oricum e piatră cubică. Și a căzut așa și a făcut capul așa. Mamă. Acum, eu, mulți au făcut așa, adică știam că se scoală, mai mult de 10 minute, 15, nu stă jos și se scoală. De unde nevasta traversa, nenorocitule, ce ai făcut, l-ai omorât? Zic, stai liniștită cu coană că se scoală, iese și n-a curând, ce ai făcut, mă, întâmpitule? Păi dacă m-a jurat de mama, zic că de ce mă țiu după noi și m-a jurat, da. Și nu știu ce, i-am dat și eu un pumn. Băi, dănuțe, băi, hai, Ivan, îi dă câteva palme, Ivan, nimic. Luase lift. Lăsați-vă că se scoală, mai așteptați puțin. De unde, mă, nimic? Mă, când am văzut că e cam groasă așa, după 15-20 de minute, am făcut cu mâna la... Eu atunci lucram la Getax. Am făcut cu mâna la... Era Volgile alea negre, dar astea avea numai foștii instructori, dar ei lucra și ei la Getax, înțelegi? Da. Avea Volga de... Limuzină. Și e Dănuțe. Șoferul mă cunoștea de la Glucoza de aici. Zice, băi, Dănuțe, ce ai făcut, mă? Zic, uite, i-am dat un pumnul ăsta să nu se scoală. Hai să-l băgăm pe bancheta din spate. L-am luat pe talan, l-am băgat pe bancheta din spate la urgență. Era vreo 1:30-2 noapte. L-am dus acolo, lăsa targa jos. A venit imediat ăla cu targa, zic, măi, parcă i-a anunțat cineva, știi? Medicul de gardă lăsa targa jos. A lăsat targa jos, câteva masaje cardiace de-aia, avea o lanternă de-aia, ochiul sus, pac lanterna. Ce tu ai dat în el? Zic, da, domn doctor. Ce a murit. Măi, doctore, măi, tată, mai fă-i, mă, câteva de-alea. Ce să-i fac, domnule, că a murit? Păi cum a murit, mă, frate? Zice, știi ce se întâmplă? Ai dat cu pumnul, el a căzut, s-a lovit de aia și nu i s-a spart capul. Dacă i se spărgea, capul nu murea. Și a făcut hemoragie. Bravo. Corect. Internă. Internă, da. I s-a... Chiar de sânge, da. Sângele i-a acoperit creierul. Exact. Și a murit pe loc. Paule, ce ghinuien a avut, băi, băiatule. Ce a fost în sufletul dumneavoastră atunci, pe momentul? Ce, bă, băiete, am început să tremur ca dracu, zic, ia uite, bă, asta... Băi, și îmi spuneau ăștia că mă duceam la frizerie, de mă rădeam și eu, că eu înainte de astea mai rupsesem maxilare, fracturate, înțelegi, mai făcusem belele. Împăcând, bă, cu părțile dându-le lovele, că altfel... Păi normal, și atunci da. Era la fel ca acum. Da, da, alea erau deja la... La... Erați acolo, bă, eram la miliție. Și la... Să știa secția de... 1 de poliție și la capitală peste tot. Dambara, zis Mutu. Dambara, pardon, zis Mutu. Dambara, alias Mutu. Da. Și băi, frate, acum doctorul ce du-te, domne, acasă și anunță-ți familia. Băi, doctor, și matale, nu ești dus cu capul? Păi, adică ce dar... să mai anunț familia, că am omorât pe cineva? Și zic, mă duc la pârnaie, cheamă, da. Hamleții să vină, gaborii să mă ia și cu asta basta. Bine, domne. Mama trăia? Da, mama, m-a iubit mama ca pe ochii din cap. În fine. A venit poliția? A venit poliția. Acum era unul civil și unul gabor. Ăsta era ajutant. Ăla civilul era un locotenent major care făcea lupte pe la Dinamo și mă cunoștea. Că am făcut și eu puțin box pe la Dinamo. Dar maestru Nouă și maestru Fiorenț
Băi, puștule, pe tine te scot campion în 6 luni de zile, că eu dacă dădeam... Nativ, bine, nativ. Da, bă, da. Dar din cauza că eram frumușel și am văzut ce se întâmplă și la antrenamente primești și cum zice... Strâng eu fața asta frumoasă. Aoleu, și nu mai m-am dus. Devin eu bocciu. Da, venite ăștia după mine la școală să mă ia. Nu, nu am vrut să mă duc sub nicio formă. În fine. Da. Așa a venit poliția? A venit poliția. Adică nu, pardon, ați ajuns la poliție? Nu. Locotenentul ăsta, ce ai făcut, Dănuțe? Mă cunoștea, că făcuse lupte pe la Dinamo aici. Zic, uite bă, tata, am dat în ăsta și nu s-a mai sculat, a murit. Băi, Dănuțe, n-avem ce să facem. E gros. Dar ce se întâmplă cu ei? Mai era și un procuror, că pe capitală în fiecare seară face un procuror de serviciu, înțelegi? Și domn procuror, și băi, n-am ce să-i fac, nene, la mortăciune, dacă era altceva, îl mai scăpam, înțelegi? Dar așa, la mortăciune... La revedere. Da. Pe urmă, primești că ăștia mă bagă mașină, primesc un telefon după... Pe aici era un... Cum le spune, mă, unde întoarce tramvaiele. Un depozit de ăsta. Da, depozit, da. Așa. Și acolo se întâmplase o crimă, am fost și până acolo, nu știu ce, ăla fugise, pe urmă m-a dus la capitală. La capitală? Da, băiatul ăsta bun, ăsta luptător, ăsta locotenentul ăsta major, trebuia să plece la 7 în serviciu și a stat cu mine până la 8:30 ăsta. Și a venit acum, a început să vină ăștia la serviciu, colonei, nu știu ce, ce-i cu ăsta, mă. I-a dat un pumn lunul locotenentul care a stat cu mine și uite, a murit. Uite, bă, vedeți, băi, și noi când îi batem pe ăștia, că se bătea atunci la poliție, se bătea, vezi, mai cade cu capul de ceva și să... Aveți grijă că uite, da. Da, uite cum ce se întâmplă cu băiatul ăsta, vezi ce s-a întâmplat. Eu credeam că mă caftesc ăștia, nu, dar nu lăsa locotenentul, că... În fine, mi-a făcut alea, nu știu ce, mi-a făcut dosarul și m-a băgat la arest la Tribunalul Mare. Nu la arestul Capitalei, la Tribunalul Mare m-a dus și m-a băgat la arest. Și cam asta a fost treaba cu... Și cât v-a dat? Ce, atunci când mi-a dat pedeapsă? Da. Ce se întâmplă? Atunci era pedeapsa de la... Bă, dacă era cu un an înainte, prindeam 2-7 lovitură cauzatoare de materie. După un an s-a făcut 3-10. Acum ai 5-15. Acum ai 5-15 ani. LCM-ul. Și v-a dat 3... Cât v-a dat până la urmă? Păi de la 3 ani la 7, mi-a dat prima dată 6 ani. Acum când a văzut procurorul, că eu aveam reclamații făcute cu maxilarele, vreo 7-8 maxilare fracturate. Asta e pericol că da. Și mi-a făcut recurs la Tribunalul Suprem. Și m-a mai băgat în plus. Stai puțin, la Tribunalul Suprem m-a judecat la Casa de Cultură, la Universal Club, la capul 14. Da, acolo, Pantelimon. În comuna Otopeni se întâmpla crime și să mă dea drept exemplu. Sala plină cu scaune, cu nu știu ce, și m-a judecat acolo, complet de judecată de la Tribunalul Suprem. Și ce crezi, bă, frate, că zici? Zice președinta. Bine, ultimul cuvânt ți-l dă ție. Ce deținutul ce are de zis? Și eu n-am și eu tâmpit de capul meu. Dar să vezi, mi-am făcut zeghe pe comandă, nene, înainte să mă duc la Casa de Cultură. Mi-am pus și Batista aici. Hello, ești mama nebun mea. La cap. Bravo, și bă, frate, ce are de spus deținutul? Și eu n-am de lucru și zic, doamnă președintă și onorată instanță, zic, dumneavoastră, doamnă președintă, sunteți dumneavoastră care respirați oxigenul dreptății, sunteți în măsură să faceți lumină în acest caz, doamnă președintă. Că eu nu sunt decât un fatalist la superlativ absolut. A, dumneata, ești citit? Stai jos. Mai mi-a dat 2 ani, frate. Da. Dar nu vedeam de treaba mea. De la cuvintele alea. Da. Nu trebuia întortocheate. Da, nu trebuia să zic, doamnă, regret fapta, îmi pare rău. Mă iertați, nu o să mai da vrăjeală. Bă, unde mă? M-am, eu sunt... Deci 8 ani. Da. Și i-ați făcut pe toți la zi? Acum stăteam și mă gândeam, altul fură un portofel de 5 ani. Zic, 8 ani de zile, merit. Asta-i merit, ce pentru da. Ce am meritat mai mult. Sincer, deci aveați spune. Remușcări? Da, da, da. Dar acum mai aveți remușcări? Nu mai am, fiindcă știi ce se întâmplă? N-am vrut sub nicio formă. Nici 0,1% n-am vrut. Da? Dacă s-a întâmplat, s-a întâmplat. Așa, v-ați dus așa. Băi, știi ce rău îmi părea de un singur lucru? Avea 2 băieți, unul de 3 ani și unul de 7. Acum nu știu cât are, că eu în momentul când m-am eliberat, i-am spus lui ăla de la... Bă, dacă se întâmplă ceva sau prietene lui, poate mai omor unul. Nu se știe. Dar n-a intervenit nimica, înțelegi? Dar cât a stat? A stat la zi? Ați făcut pe toți? E, pă, dracu, de 8 ani am făcut 4. Dar să vezi culmea. 15 ianuarie 75 arestat, 15 ianuarie 79 eliberat. Ziua arestării, deci, ziua liberării. Deci cu tremurul l-ați prins la facultate. La colibaj, mâncați. Jucam șah cu unul, Coita Pavel, era un miner.
Bă, și face la o minciună și îmi fură regina, mă, îmi ciordește regina. Zic, uite bă, țăranul ăsta mă bate la așa. Și a început cu tremurul. Baturile, nu știu ce, baturile, bă, și era barăci acolo, la Colibaș. Ăia, murim fraților, zic, muriți că sunteți păcătoși, toți suntem păcătoși de aici. În fine, s-a potolit cu tremurul și acolo m-a prins cu tremurul, la Colibaș, da, în 77. A trecut și asta. Am venit acasă la 29 de ani, zic, gata, bă, mă potolesc, nu mai bag, nu mai dau, nu mai, ce să nu mai dai, mă, tot am dat. Olu, mamă. Tot am dat. M-am dus, într-o zi m-am dus la Podgoria și eram cu un băiețel care făcuse box el și ne-am așezat la Podgoria, pe Bulevardul Magheru, pe colț acolo, era un restaurant, acolo beau ăștia, Sebastian Papaiani, artiști ăștia. Aha, aha, da, veneau acolo, își luau covrigi, își lua și băutură de afară, mai lua și o sticlă de vodcă, că ei nu mai tărie beau. Da. Da. Își lua covrigi de aia, vreo 10-20 de covrigi, mânca covrigi și bea la vodcă de... Deci tărie, artiștii noștri... Da, artiștii nu mai tărie beau. Mama, Colea Răutu? Pai de mama mea! Dar nu bea Colea Răutu la vodcă de Isărea Capă și fuma și a murit la 96 de ani, mă, frate. Păi, vedeți? În fine. Și v-ați dus acolo? La... M-am dus acolo, la Podgoria. Mă, și intră un malac de ăsta, mă, tot de 115 kg, 120 kg. Numai de ăștia ți-a avut parte. Da, cu mânecă scurtă, care era vară. Mă, și eu aveam mânecă scurtă, da, strâmb așa cum sunt. Și eu îi spun lui ăsta, a intrat în figure, așa, știi, mergea el. Facem pariu că ăsta se oprește la noi la masă. Da, de unde știi, îl cunoști? Zic, nu-l cunosc, mă, dar flerul meu. După figură, da. S-a dus până în fundul restaurantului, erau și niște separeuri așa. Vine înapoi, se oprește la noi la masă și ce ți-am zis? Eu aveam un pachet de țigări cartonate, Znagov, pe masă, fumam. Pune mâna pe pachet, zic, ia mă mâna după pachet. Îl buvnește râsul, ia o țigară și mi-aruncă pachet. Ce băi, sărăcio. Dacă te scol de la masă, te iau de cap, de picioare și îți rup mijlocul. Mamă, m-a apucat tremuratul, că eu mă îngălbenez la față, adică mă albez la față și mă tremur, dar nu de frică, de draci. De nervi. Nu mai aveam nici salivă în gură. Și bă, frate, m-am sculat în picioare și zic, bă, n-auzi, dă-i drumul de aici, mă, dă-i drumul. A început să râdă. Bă, când i-am dat un croșet, un barbă, era marmură pe jos. Bum. Ce bă, frate, bum bum ca bum bum. Dar ce, v-a intrat în cap filmul ăla, zi, mamă, ia ce, l-am omorât și pe asta. Ce film, bă, băiete, că aici e altă problemă. A început să se curgă sânge din urechi. Bă, pe ce am mai scump dacă spun, nu mint, că n-am niciun interes. Băi, curgea sânge din urechi. Am rupt-o, zic, vezi că mă găsești pe terasă la Lido. Bă, ăsta a început să-ți facă cruce și n-am văzut așa. Stai să mă adă puțin și după aia mai poveste. Da, 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 da. M-am dus pe terasă la Lido, a venit și ăsta după un sfert de oră. Și bă, tu ești nebun la cap, bă. Bă, a venit salvarea de la luat de acolo, mâncați aici nasul tău. Și a zis, s-a dat unui lăs și a fugit. Nu se știe cine, înțelegi? În fine, nu s-a întâmplat nimic. Dar am auzit de la cineva, a scăpat cu viață, dar a rămas Dan Blagiu, dă din cap așa, înțelegi? În fine. Și a căutat. Ce să fac, bă, nene? Asta a fost. În fine. Deci asta a fost. Așa. Vreau să mă întreb, în perioada în care ați fost arestat pentru crimă, da, pentru pumnul ăla, da, Cezar v-a căutat la închisoare? Nu. Să spun o treabă cu Cezar, eu eram la culece meu la Arcuda, aici la militari, că atunci pe timpul meu jmecheri militari era unul Dorde și acum trăiește, mai îmi dă telefon la o lună, două, Dordanu, da. Dorde, băia bun, băia, ciumec, jmecher, da. Pistruiat așa, îi spuneam Jidanul eu. Și am mâncat cu mine la Arcuda, dacă era și el arestat atunci. Și Cezar era la Bârcea Mare, la pușcărie, dar era pe izolare. Și atunci mi s-a deschis alt dosar cu port ilegal de armă. Aveam un Winchester de la englezesc, mișto, cu cartuși, cu țeavă, cu nu știu ce, dar frumos. Dar o aveam de panoplie.
A, n-ați tras niciodată, n-ați. Da, și pe timpul ăla era, nu știu... Dar ați tras vreodată cu arma? Da. Asta? Cine? Da, doar așa tras. O țineați, nu? Nu, de panoplie, da. Dar m-a dat în primire că dacă te prindea cu valută și dădeai pe altul în primire, scăpai. Era un articol de ăsta. Da, e și acum, sifonarea e la modă. Așa, da, mă, frate. Păi sifonarea e ca mănânc cu tine, beau cu tine și pe urmă te dau în primire. E ca trădarea de patrie, mă, frate, mă. Bă, să fii... Nu se poate, bă, așa ceva e sub orice... În fine. Și... M-a dat un prieten care, în primire, că l-a prins cu 100 de dolari, că am armă, nu știu ce, a venit ăștia, mi-a confiscat arma și m-a băgat și eram în proces cu LCM-ul, unde duse deja 7-8 ani, și m-a băgat și pentru polt ilegal de armă. Și acum îmi trimite Cezar Vorba de la Bârcea Mare, că era la izolare și ăsta face izolare câte 20 de zile, câte face mult și... Vă dați seama ce făcea Cezar Nichita de-l băga la izolare? Da, mă, da, o zi mâncai, o zi nu mâncai, mă. Păi Cezar, mă, Cezar, era regele pușcăriilor, ce se întâmplă? Toți comandanții de penitenciare vroiau să-l aibă. Vroiau. Că el făcea câte 20... Făcea ordine. Cum ce dracu, ești nebun la cap? Îi făcea... Băi, frate... Și v-a trimis vorbă. Mi-a trimis vorbă. Scoate-mă de aici, Dănuțe. Și acum zic, bă, nene, pușca aia mea, dar cartușele sunt la Nichita Cezar. Are două cutii de cartușe. Aolui, a făcut aia, pac, l-a dus la București. Mi-a mulțumit. L-a dus la Rahova și mi-a trimis vorbă. Mersi, Dănuțe. În fine, am făcut ce am putut. Da, și mai avut niște episoade cu el. Acum a venit și la pușcărie, dar eu eram șmecher la pușcărie, înțeles? Să schimbase regimul, nu știu ce. Adică ieșise aia bătrânii la pensie, nu prea mai îl cunoștea din auzit ăștia tineri. Și ne scoate și pe noi. După ani de zile, după luni de zile, ne scoate la un serial, mă, Onedin, unul cu vapoare, cu nu știu ce, cu... Da, alb negru, că nu erau color. Da, da, da. Și ăsta bătea, nu știu ce, zic, bă, tu le scoate-mă la televizor, zic, lasă-mă că scot la distribuție, ca să dau un clocot. L-am scos până la urmă, noi aveam scaune în față, ca să, na, eram, în fin. Și asta era cu... Dumneavoastră, cum vedeți o prietenie adevărată? Băi, o prietenie adevărată... Din ce ați trăit, mai ales, vă întreb. Din ce am trăit eu? Da. Băi, nene, să fii sincer cu partenerul tău, dar sincer așa, mie la mie, nu 100%. Ce frumos. Să nu fii jigodie, să nu fii pervers. Acum să fiu sincer, toată lumea, nu există om să n-aibă gradul lui de perversitate, dar nu există, nu există. Că-i mai mare, că-i mai mic, dar tot există, înțelegi? Și toate pleacă mare parte de la cașcaval? Toate de la desene, cu așa le spun la bani. Bă, dacă ai desene, ești mecher. Dacă n-ai desene, ești fraier. În ziua de astăzi, nu mai e cu smardoială cum era înainte. Când erai smardoi, te uceai în local, te cinstea toată lumea. Nici n-aveai nevoie de bani, înțelegi? Da. E, acum nu mai îți dă nimeni, că e și viața scumpă. Corect. Adevărat, asta e viața scumpă. Dar... După Revoluție, ați mai făcut mici infracțiuni de-astea? V-ați mai bătut? Ați mai făcut? Da, 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 da. Mă cunoaște tot cartierul, mă, ești nebun la cap. Da, mă iubește toată lumea, știi de ce? Fiindcă n-am făcut măgării, Dane. N-am făcut măgării sub nicio formă. Eu am apărat cartierul ăsta. Că înainte venea Herăstrău, venea Teiu, venea... Am bătut la ei ca la fasole. Domn Dan. Da. Dar în afară de bătăile astea, asta le aveați, a fost nativ. Era în sânge, da, da. Era, ați avut un sânge. Da. Ați făcut și alte infracțiuni? Niciodată. Nu? Niciodată. Am furat fructe din pom, din curți. Nu, dar de-astea, nu știu, no. Abar n-am. No. Să spargeți apartamente, să furați mașina. Am fost invitat, am fost solicitat, de fapt. Erau ăștia, springarii. Da. Și ce, Dane, avem omul nostru de 6 și dacă vine fraierul, tu dai bine cu pumnul și aici tu 30%. Niciodată nu mă. Duceți-vă voi, fraților, eu nu merg la așa ceva. Și pun ca și de buzunare m-am invitat. Vezi că dacă ții pe fraierul, îi dai și noi o rupem la fugă. Și îți dăm parte. Nu există, duceți-vă, fraților. Nu, eu aveam numai ciume găreală. Păi pe cât ți-am pus eu în cap și... Două secunde. Și aveau inele pe mână, ceasuri de valoare. Niciodată n-am atentat la ele. Da, nu le-ați luat de la... Da. Niciodată. Dar nu-mi place, nu-mi place. Și stăteau aia, puteam să-i și dezbrac câte 10 minute stăteau jos, îți dai seama. Spuneați mai devreme, înainte să începem să filmăm, da, că dumneavoastră ați urât dintotdeauna violatorii. Băi, frate, eu spun ceva.
Eu n-aș face prăduială în viața mea și nici n-am făcut, pe cuvântul meu de om. Nu, că bă, dacă făceam, spuneam, că eu sunt sincer. Dar pe pedofile ăștia, pe nenorociți ăștia... Praful de ei. Pe ăștia care fac tâlhăroaice de-astea cu, cu lovituri în cap și pe ăștia, pe criminale ăștia... Și pe violatori. Și pe violatori, i-aș da în primire, pe ăștia, i-aș da în primire. Dacă aș ști că unul a făcut, du-te, bă, dă-te morții, mă, la pârnaie. Păi ăștia chiar merită. Merită, merită mie la mie, nu 100%. Dar pe ăștia care spar case, care fură, care nu știu ce, bă, nene, gaborii, meseria voastră, prindeți-i. Chiar dacă aș ști, nu l-aș da în primire, îți dai seama că nu. Dan, dar de exemplu, când erați în închisoare și auzeați că băgau cât un violator sau ce pățea? Sau cât un pedofil pe vremea aia, ce pățea? Măi, veneau ăștia, nu, erau tratați urât, li se scuipa în mâncare, îi punea să frece, să spele WC-ul cu periuța de dinți și bătaie de joc, înțelegi? Păi meritau. Meritau, ce? Meritau mai mult, mă, eu le-aș pune cu briciu, le-aș pune sare ca să castrat. Din toate alea. Castrat. Da, bă, castrat, ce, bă, eu le-aș tăiau de tot la pedofile ăștia, de tot, în carne, să l-aș face femeie. Da? Cum poți să faci, mă, tu așa ceva, mă? Copilul tău, bă, când am auzit la televizor, am văzut copilul lui, fetiță de 4 ani, să o violeze tași, bă, ești tâmpit, păi că erai beat, păi dă-te morte, dacă erai beat, de ce nu te-ai aruncat în fața mașinii, corect, mă, în fața tramvaiului, fața dacă erai beat? Da. Înțelegi? Nu e, bă, sub nicio formă, mi s-a făcut pielea de cum. Cum, mă, copil, mă, copilul tău, de ce l-ai mai făcut, mă, nenorocitule, bă, băi, și godiile, drag. Sunt, astea sunt subiecte sensibile, da, și... Da, da, și ce să-ți mai spun, asta e. Ce valori ar trebui să aibă un bărbat ca să fie complet? Ce valori? Da. Mă, nene, să fie demn. Demn, îmi demn. Place. Da. Să fie cinstit. Cinstit. Da. Două. Și ce să mai zic? Ce, să aibă demnitate. Ce să demnitatea și cinstea, da, asta sunt. Sigur că dacă ești demn și ești cinstit și nu știu... Nu, mă, că nu vezi, mă, ziua de astăzi. Și politicieni ăștia să duc la televizor, să ceartă între ei. Bă, să se muște, bă, aproape și când pleacă de acolo și mă, că i-am fraierii pe ăștia, ai la cârciumă să bem. Niște jiguri, bă, și ăștia fură, bă, fură miliarde de lei. Păi am văzut proces, ăla a furat doi salam, un amărât de ăsta, i-a dat 2 ani de zile, mă, și ăștia fură miliarde și le dă 2 ani cu suspendare sau 3 ani. Păi în 3 ani de zile, într-un an de zile scapă un an jumătate. Și rămâne cu miliardele, rămân cu miliardele ăștia. Așa e, domnule. Și nu vezi, uitam și la frații tăi de ăsta, de exemplu. Bă, niște băieți șmecheri, șmecheri, mă, șmecheri, cum fac ei banii? Doar nu i-a făcut, mă, pe violență. I-a făcut frumușel așa. Pe vrăjeală. Da, sigur că da. Păi eu am admirație față de oamenii ăștia, înțelegi? Adică de băieți de genul ăsta. Păi ăștia fură miliarde, nu le face nimica și ăștia fac niște chestii de-astea care eu cred că nu sunt penale, dar ei, ca să-i bage pe ei la pușcărie, în fine, treaba lor. Domnul, dar v-a pus vreodată, viața v-a fost vreodată pusă în pericol? Dom'le, să fiu sincer, eu primeam, când eram mai în zaua mea atunci, primeam, aveam cutia poștală la bloc și primeam, băi, vezi, dacă vii la parcul Dorobanți, astă seară vei fi omorât, vei fi tăiat. A, primeați amenințări? Da, bilețele. Și de la fete primeam, vezi că sunt brunete cu ochii albaștri și mi-e drag de tine, în fine. Și mă îmbrăcam frumos și mă duceam la parcul Dorobanți. Nu era nimeni, mă, nimeni, mă, dă-i măsa pe gheață. Dar vă aprindeați repede? Nu. Dar, nenicul meu, ați și lucrat așa permanent? Aveați mereu servici, nu? Ați lucrat... Am lucrat, dar eu știi cum... Lucram și nu lucram. La Getax n-am lucrat decât 3 luni de zile, că a venit Dinamo și m-a luat în cantonament la ei, cu LCM-ul. Da. 3 da. Luni de zile am lucrat la Getax. În rest am lucrat la Automatic aici, lângă, aici în da. Cartierul meu, dar nu lucram, că eram blat cu inginerul șef. Eu stăteam singur, că mama a plecat în Dallas, tata murise. Și unde a plecat? În America? Da, în statul Texas, orașul Dallas. Prima dată a plecat la Latina, în Lager. Păi și aici am avut probleme. Dar n-ați vrut să plecați că... Ce să fac, mă, că mă împușca negrea. Eu când sunt beat sunt și puțin dilou, așa, înțelegi? Hai că trebuie să... Dar, domnul Dan, era lege să vă îmbrăcați frumos atunci? La... Nu era lege, dar nu intrai în restaurante de-astea mari, nu intrai fără cravată și costum. Adică nu intrai... Mereu v-ați purta la cravată și costum? Mai mereu, da, mai mereu. Asta de la Casa de Cultură. La casele de cultură nu intrai fără cravată, înțelegi?
Uite, mă, nebunul ăsta e. Ia, dați-mi să mă. Uite, bine, fără, am două pisica acolo de la mine, dar restul, ele e în toată, ele, Nichita Cezar, da. Ele. Și vezi că mai e cu ele, e și cu fisa aici, sunt mai mult. Aici cine e? Fii mea, în Anglia. Ah. Am două fete care sunt în Anglia, fac și facultate și muncesc foarte acolo, frumos. La Londra. Foarte frumos. Dar cu mama fetelor de ce nu mai sunteți? Sau mai sunteți? Mama, sunt divorțat de ea, dar avem relații ca și înainte, dar ea are o firmă de curățenie în Hamburg. E de 7 ani plecată. Oare ne da voie să arătăm și o poză ce frumos, ce fată frumoasă aveți? Da, sigur că da. Foarte frumos. Câți ani are? 31. Mulți înainte. Mersi la foarte fel. Frumoasă, domnul. Da. Am făcut-o la bătrâneți. Eu la 39 da, m-am căsătorit. Până la 39 n-am fost. Aici ce poză avem? Stai așa. Cine e, mă? N-am ochelari. Ia de un căci. Stai să vă măresc un pic. E fiimea aia mică cu fiimea aia mare. Nu? Păi, da, ele. Da. Pare cea de Anglia aici. Stați că vă arăt. Da, ea e. Stați că mai facem o dată asta. Sunt amândouă. Aici am găsit o poză, cred că sunt fetele dumneavoastră când erau micuțe. Da, când erau mai... Fata cea mare câți ani are? 33. 33 și 31. 31, da. Nepoții aveți? Nu sunt căsătorite. Și fac facultate amândouă în Anglia și muncesc în Londra. Foarte tare. Da. Sunteți mândru de fetele dumneavoastră? Mamă, până la Dumnezeu. Până la Dumnezeu sunt mândru și așa mi-e drag de ele. Și știi, vrei să spun ceva? Eu fete mi-am dorit, că înainte să moară tata, zice, bă, ce mi-ai făcut tu mie să ai un băiat să-ți facă și el ție. Aulu. Adevărul că l-am bătut când am venit la școala de corecție, am uitat să vă spun, dar... Ați dat în tatăl meu. Îmi pare rău, păi i-am dat în el, din ce cauză? Că... Asta e unul dintre regretele mari ale vieții noastre? E regret, dar păi am început să plâng. Ce se întâmplă? Am venit și eu cu o fată acasă și aveam și eu camera mea, înțelegi? Eram și eu măricel acum, aveam 17 ani, 18 ani. Trebuia să mă dau la trup, înțelegi? Trebuia să bandă... mă dau la trup, ce bune. Păi da, bandă hotel n-aveam. Și să mă duc și eu în camera mea. Și m-a văzut tata cu ea pe hol. Ce-i cu asta? Aici e hotel, nu știu ce. Zic, bă, tată, sunt și eu tânăr, sunt și eu. E iubita mea. Mă duc în camera mea, nu te deranjez, nu nimic. Afară, nu știu ce. Zic, bă, tată, te rog frumos. Bă, el fiind sudomul, bănuiesc că mai mult. Da, vorbeam plus semne. Da. Și ce crezi, frate? Mă apucă de gât așa. Zic, bă, tată, ia mâna jos. Nimica. Bă, și când îmi dă o căpățână, dar m-a prins și în nas, și în buză, și îmi curgea sânge, și în gură, și din nas. Și zic, dai mine ca în șmecheri? Păi stai să-ți arăt eu cum să dă șmecherești. Și eu stătea pe hol, mai vrei? Că eu m-am dus, mi-am dat două la chiuvetă, când vece eu era în dreapta, și am ieșit pe hol. Bă, când i-am dat un croșeu în barbă, era un coș de la de rufe, de nuiele, de alea. S-a rupt coșul, a căzut pe coș și a rămas acolo, înțelegi? Mama iese din cameră, că dacă ea n-aude și când l-a văzut pe coș, l-ai omorât, zic, nu e mort, stai liniștit. Am apucat să mă încalc, zic, hai de Mariana afară, hai să fugim. Și a rupt-o la fugă. Mi-a zis, deci mama, n-ați avut că o relație după... prea bună no, cu tatăl meu. După aia mi-a zis mama că a ieșit cu o toporișcă aia de tocat șnițele, a ieșit după mine. M-a omorat mutul. Da. Și pe urmă mi-a părut rău că am dat în el. Bă, ca să dai în părinți e nasol. Păi ei ți-au dat viață, dar îți dau viață. Bă, dacă eram 2-3, trimite-l dracu unul la școală de corecție. Dar am fost unul singur, mă, și pe ăla l-ai trimis. Mereu, da, asta v-a durat. V-a durut cel mai mult? V-a durut cel mai mult, că a suferit mama semnat, mai mult ca mine. Ca semnat să vă duceți la școală de corecție. Da, dar mama a suferit mai mult ca mine. Dacă sânge rece a bușat în noastră să semneze să vă trimite la școală de corecție. Da, păi ca să poată să-și facă el de cap. Dar, de exemplu, dacă acum... printr-un exercițiu de imaginație, l-ați avea în față pe tatăl dumneavoastră, cu care ați avut atâtea conflicte, dar până la urmă... Nu, eu am ținut la el, mă, eu l-am iubit pe tata. Ce i-ați spune dacă l-ați avea acum în față? Ce să-i spun? L-aș lua și aș plânge și l-aș strânge o jumătate de oră în brațe. Vă iese dor de el, nu? Va bumni și plâns. Setor, da? Nu mai să... M-a ales de mămica mea. Bă, tu n-auzi, bă? Eram la școală corecție și venea și joia la Alexandria și duminica. Venea și mi-aducea pachet. Tata n-a venit odată. M-a odată n-a venit. V-a durut chestia asta. Poate și din cauza asta ați devenit un om foarte dur? V-ați gândit la treaba asta? Mă, eu n-am fost dur. Niciodată n-am fost dur.
Dar să mă lase în pace. Ai, să fiu sincer acum, pentru mine personal nu m-am bătut 20%. Mai mult pentru alții. Mai mult pentru prieteni, mai mult pentru prieteni și pentru cartier. Pentru cartier. Eu am iubit cartierul ăsta și îl iubesc în continuare. Și aici o să mor. Dar mai am de îngropat câțiva inși, vreo 7-8 inși, după aia mă ușcheșu. Da, deci spunea asta... Dar nasul că n-am loc de veci. Dar cred că mă îngroapă ăștia în spatele blocului. Dar mă s-a păgheat. În parc aici. Da, da. Ce spuneați mai devreme? Eu am pus statuia acolo. Eu trebuia să fiu în locul lui Garibaldi, mă. A pus statuia lui Garibaldi, italian, nu o să-l pună pe nenicul nostru aici. Cu fetele vi spuneați că aveți o relație foarte frumoasă. Da, foarte frumoasă, da. Sunt cea mai mare realizare a dumneavoastră? Poftim? Sunt cea mai mare realizare a dumneavoastră, fetele? Da. Sigur că da, sub nicio... Astea, mă. Eu vorbesc zilnic cu ele, pe WhatsApp. Pe mama lor ați iubit-o mult? Păi mama lor a cântat cu, a fost cântăreață, a cântat cu Mădălina Manole. Am înțeles. A cântat cu ea vreo 3 ani de zile, se ducea la cenacul, se ducea, da. Mă, nu spun că am iubit-o, dar știi ce se întâmplă? Eu aveam 39 de ani și ia să mă adun și eu, bă, mai ajunge 39 de ani de golănie, de femei, de... Nu mai știam eu. Ce să mai, nu mai eram curios să-mi facă femeile, ce să-mi facă, că am făcut de toate. În fine. Și am dus la primăvara, cânta ăia pentru mine, în fine. Era ăștia că trecea Ceaușescu, că se ducea încolo, pe Dorobanți. Și era un maior, că ce Dănuțe, te rog eu frumos, că ai dracu ăia de la orchestră pentru împăratul nostru, da, Mutu. Și zice, dacă aud de la, interpretează altceva, dacă tu ești împărat, el ce este? Da. Adică sunt niște chestii. Fată bună, a avut grijă de ele ca ochii în cap. Da, am avut o soție bună, cum să cade. Măi, eu și acum aș mai da cu pum. Uite, de exemplu, spun ceva. Ultimul pum l-am dat la 72 de ani. Acum? Barba? Barba? Păi da, n-am cum. Aia, punct ochii. Punchiul nostru, barba. Aici, da. A căzut? Poftim? A căzut? Păi a cum căzut? Să nu cadă, mă? Cum să nu cadă? Era asta... mai tânăr, nu? Băi, ești nebun, vreo 21-22, dar să vezi că era mare, era și... Obraznic, mă duceam, ce obraznic? Mă duceam spre piața, aici, Floreasca. Și nu știu cine m-a strigat și fără să... El intru eu, dar nu am intrat, că eram cu... Am intrat cu umărul în puștul ăsta, înțelegi? Și zic, scuză-mă, băiețică. Și băi, boșorogule, ești băiețică cu mine? Zic, bă, băiatule, bă, te rog eu frumos, am greșit, puteai să te dai tu la o parte, că nu te vedeam. Bă, du-te, de boșorog, nu știu ce. Zic, aolo, era mama albii, zic, ce să-i fac, mă, ăsta, că n-am cum să-l bat pe ăsta, că bă, era bine făcut și așa. Ce crezi că fac în cavaj nasul vostru? Ai, puteți să mă filmați, că mă scol în picioare? Da. Ia uite, mă, frate, ce crezi că fac? Zic, băi, să băgați aia buzunar ca să nu... Da, aolo. Am apelat la o minciună de mâncavaș nasul ăsta. Fii atent aici. Era în față, el era acolo, eu aici. Și zic, bă, băiatule, nu e frumos, neneși. V-ați dat... Da, am zis că sunt martalog, înțelegi? Hai, nu, mama mea. Și zice, a, vă rog să mă scuzați că sunt... M-am pus așa, bă, când i-am dat un croșet, un barbă. A, uite, mă rog. Bine, asoc. Bani. Dar cum e... Cum e, mai faceți dumneavoastră, că ați făcut când ne-am văzut, mi-a spus că schema e frumoasă. Ce anume? Cum faceți dumneavoastră? Cum, adică dacă da, mai dai una, mai dai una în barb, mai dai una în barb. Adică merge și acum, dar... Vă iubesc. Dar nu mai ai rezistență, înțelegi? Nu putere mai, mai e, dar nu mai rezistență. Putere, dar nu ți-am spus că am pus pe puștea care venea de la sală. La Scandenberg. Bă, ce mâncați, mă, plastilină, ce dracu? Și puși de ăștia, 19, și mari, mă, mari. Unul 84, 81. Ne-a dat, dar persoanele astea publice, gen Gigi Becali, Nea Giovanni Becali, ați cunoscut genul ăsta de... E cum, da, copilării cu mine, măi. Da? Sigur că da, copilării cu mine. Giovanni e marcă, măi, e marcă, adică ce înțeles? E marcă înregistrată, corect. Băi, ești copil dacă cunoaște 6-7 limbi, foarte vorbit, și n-are studii, n-are facultăți, n-are... Ești mecher, e mafiot, dar n-ai bine încolo. Ion, n-ai treabă cu el. Și Gigi, știi, bă, Gigi are suflet bun. Adică Gigi, fii atent, dacă ar face toți magnații ăștia care au lovele, ce a făcut Gigi, da. Noi n-am mai avea sinistrați, n-am mai avea de-astea. Și când era tânăr, era vagabonțel, de ce să, era să, restaurantul lui era pe Scărușu. Băi, umpla lui ăla saxofonul cu banul.
aia, troba aia mare. Băga la sute, Gigi, da, băia bun, Gigi, da, n-ai treabă cu el. Ne-a dat, da, a făcut mult bine, mult bine, mult, foarte mult bine. Și din ce mi-ați povestit, am observat că dumneavoastră niciodată n-ați fost, să spun așa, sclavul banului. N-ați pus niciodată banul pe primul plan. N-ați fost disperat de bani. Bă, nene, eu nu pot să-i înțeleg pe oamenii ăștia. Pe cuvântul meu de onoare, ce avarismul ăsta, mă, ce avarismul ăsta? Mă, nene, ai câteva milioane, tu te, bă, și vezi, îți dă treaba ta. Bă, să aibă, bă, ei, să aibă. Tu n-ai văzut, mă, toți copiii ăștia de bă, ăștia, de miliardari de ăștia. Toți 80% sunt drogați. Sunt drogați. Hai să zicem că 20% sunt pe la facultăți, sau... dar restul sunt, nici ei n-au o viață. Că copilul tău să vezi că e drogat așa, mai bine mort decât drogat. Ne-a dat al meu. Da. Dumneavoastră, din cauza băuturii, ați făcut și niște fapte, poate pe care le regretați. Da. Ce ne sfătuiți pe noi ăștia mai tineri? Când vine vorba de alcool. Știi cum e cu băutura asta? Hai să vă spun ceva. Băutura des repetată și fără speranță de îndreptare duce la excluderea individului din societate. Corect. Înțelegi? Bă, bea. Dar bea cu cap. Da, bea cu cap. Că uite, eu am făcut multe prostii, că m-am îmbătat rău de tot. Nici nu știu cum am ajuns acasă. Nici probabil nu știu toate cum... prostiile ați făcut la băutură. Multe din prostii și culmea aici a fost beleaua. Bă, câte eram de bea, dădeam bine, mă. Nu știu cum dracu nimeream. Nu pot să-mi dau seama. Și nici acum nu pot să-mi dau seama cum nimeream. Aici e problema. Nativ, alții și trezi. Dar nu știu, bă, nimeream bine, bă, frate. Nu știu. Bă. Ori, babar, da, nu pot să mă explic. Nimeream bine de tot, da. Bine, 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 bine. V-ați gândit vreodată să faceți o carte despre viața dumneavoastră? Păi n-am făcut. Cezar, regele pușcăriilor, și eu sunt băgat în ea, 168 de pagini. Am făcut tot ce am vrut eu la viața mea. Și de asta ți-am spus, avarismul ăsta de bani, ce-ți trebuie, mă? Bă, nu pot să-mi dau seama, mă. Eu n-aș vrea, pe cuvântul meu, dar dacă aș vrea să am sute de milioane, sute de mii, ce dracu, mă, că dacă ai și belele. Înțelegi? Să am și eu să duc o viață, adică să duc o viață de asta, să nu duc lipsa banii. Da, exact. Da, da, adică să nu aveți lipsuri, da. Să n-am, pot să stau și eu, să mă duc 15 zile o dată pe an, să pot să-mi permit să mănânc și eu ce vreau și cu asta basta. Și să am, pe de-o parte, câteva mii de euro, 100 Oric. De mii, 200 de mii și, hai, și 500 de mii și un milion, dă-l dracu. Dar mulți așa cum au ăstea, sute de milioane, ce dracu fac cu ei, mă, că nu ia nimica după ei. Corect. Și dacă îi lasă la... jigodiile alea de copii, să alege praful de ei, că ei deja sunt drogați. Bine că mulți de-abia așteaptă. Bă, înainte, bă, copiii aveau grijă de părinți la bătrânețe. Acum ăștia de-abia așteaptă să moară tasul ca să-i rămână lui. Așa e. Bă, ești copil la cap. Ne-a dat, dacă ați avea acum 16 ani, ce ați schimbat în viața dumneavoastră sau n-ați schimbat nimic? Dacă aș avea 16 ani acum, bă, ce să spun? Ați vrea să fiți același Dan Mutu sau ați schimba unele chestii? Nu, a schimba, fiindcă acum. Înainte era smarduela, era o șmecherie. Dar acum nu, acum dacă ai desene, dacă ai bani, ai valoare. Ați spune mai mult bani, preț pe desene, ca să sigur zic că da, da. Adică aș intra într-o combinație, adică aș face ceva ca să pot să am bani. Uite cum sunt frații tăi, cum e body ăsta. Băi, șmecheri, eu admir pe băieții ăștia, pe cuvânt de onoare, n-am nimic cu ei. Eu admir pe băieții ăștia, pe body, pe frații tăi, pe cuvânt. Eu admir așa, din tot sufletul. Da, vezi când ai bani mulți, nu te lasă șmecheri ăștia, că ei fură mai de 10 ori mai mult ca ei, ca frații tăi și ca bodii ăsta. Ce scrie pe tatuajul dumneavoastră? Ei, aici am mâncat cu ăsta, la Alexandria, cu Nelul ăsta. El a pus Dan, eu Nel, că am mâncat, era tovarăși de pachet. Și mi-a fost frică din cauza la tendoanele astea, că scoteam, că aici am scos cu sârmă roșită și aici. Aolo, deci v-a scos singur tatuajul? Cu sârmă roșită, dar aici m-a durut rău de tot, că e pielea mai sensibilă. Aici nu prea m-a durut. Cam o sârmă de aia mai groasă, înroșită în sobă, la școala corecției, și am pus-o dată și am întors-o. Și m-a durut, îți dai seama, strâng în dinți. Dar aici m-a durut rău. Și aici s-a și infectat, dar s-a trecut până la urmă. Ați văzut cum, fără să vreau, am făcut să plângeți de emoție, de nostalgie? Păi am plâns din cauza lui tata, că ți-am mai spus, iar îmi vine să plâng. L-am iubit așa cum a fost el, da. Știi ce se întâmplă? Că i-am spus și lui tata, bă, dacă dai mine, dă, dar să nu mă doară. Dacă mă doare, dau în tine. Adică și am învățat-o, domnul Dan, acum. Da.
Adică, într-un fel sau altul, e și o poveste tristă, că n-ați reușit așa, deși v-ați fi dorit să fiți mai apropiat de tatăl dumneavoastră, mult mai apropiat. Mi-am dorit, dar mă respingea. Ce se întâmplă? El îi plăcea să bea cu gabării, mă. El le-a făcut dantura lui generalul Vlășeanu, care a scris cartea Circulației pe țară. Era șeful circulației, generalul Vlășeanu, colonelul Ciacarica, care era cel mai mare criminalist de la IGP, le-a făcut dantura și lor și părinților. Putea să vă scoată fără probleme la ce relație avea. La ce? Ce relație avea tatăl noastră, putea să vă scoată fără probleme din belele? Sigur că da, dar n-a vrut. Păi și când armată, bă, ce am făcut în armată, dacă spun. Da, el... Tata, nu, te duci în armată, că așa era pe timpul ăla. Dacă tu ieșeai, mă, ieșeai bărbat, mă, ieșeai un brahat. Nu era nimic. Nu era armată, era bătaie de joc înainte. Adică își bătaia joc, băi, pifane, ăia de... Da, anul 2, când te duceai acolo, te... Era, te umilea, te... Bă, în fine, dă-i măsa pe gheață. Nenicu, pentru că am ajuns la final, vreau, da? Să mă rog din tot sufletul meu să ne dați un sfat așa puternic pentru noi, bărbați. Da. Din toată viața dumneavoastră, să faceți un rezumat printr-un sfat, ca să zic, adică, așa. Un sfat puternic pentru noi ăștia. Mm. Până în 40 de ani, 40 de ani, abar, nu știu. Mm. Un sfat puternic pentru cei care ne urmăresc. Un că sfat puternic? Păi ce sfat puternic să vă dau? Bă, să fiți capabili să faceți rost de bani cât mai mulți, să fiți capabili să faceți, nu până ciordeală, până alea. Așa, să te ducă mintea să faci rost de bani. Uite cum sunt frații tăi, deci i-a dus mintea milionari. Și ce să spun, să ai sănătate și virtute. Și virtute. Vă mulțumesc din suflet. Cu tot respectul, mi-a părut bine. Și sunt convins că toți urmăritorii mei au avut ceva de învățat de la dumneavoastră. Cât de cât. Mie îmi pare rău că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar asta trebuia să întâmple. Altfel... Cu asta chiar că am încheiat. Da. Cam câte maxilare așa ați zdrobit în viața asta? Vreo 8. 8-9, 8-9, cam așa. 8-9 maxilare. Am împăcat cu părțile dându-le bani. Da, și mi-a părut rău, băi, mie mi-a părut rău de tot ce am făcut. Mi-a părut rău. Dar n-aveam încotro. Păi decât să pun lângă asta mama... Asta era lege atunci. Sigur că da, da. Dragii mei, vă pup și vă iubesc. Așa și cum v-am promis, domnul Dan Mutu lângă, da, noi a fost. Doamne ajută.